Un fost executor judecătoresc și-ar putea petrece următorii 5 ani după gratii pentru că ar fi cerut 5.000 de euro, dar și 22.000 de lei mită de la un bărbat pentru a-l ajuta să câștige într-o cauză civilă. Potrivit procurorilor, este vorba despre o femeie din Chișinău care anterior a lucrat în calitate de executor judecătoresc. Suspecta i-ar fi promis denunțătorului că în schimbul banilor îl va ajuta să obțină dreptul de proprietate asupra unui apartament. Denunțătorul i-ar fi dat femeii suma cerută, însă ulterior acesta ar fi bătut-o pe cealaltă persoană care pretindea la dreptul pentru apartamentul dat. Astfel, polițiștii au pornit pe numele denunțătorului o cauză penală. Prin urmare, învinuitul a mai pretins de la acesta 4.500 de euro sub pretextul mituirii angajaților poliției în vederea evitării răspunderii penale. Atât cauza civilă, cât și cea penală nu au fost soluționate până în prezent în favoarea clientului învinuitei, aflându-se pe rolul instanței de judecată. Potrivit procurorilor, suspecta și recunoaște vina, iar dacă instanța o va considera vinovată, riscă amendă de până la 150.000 de lei sau și-ar putea petrece următorii 5 ani după gratii.